Bună, Ioana! Bună, Marian! Sunt Ioana, de două ori. Ioana, de două ori, dublu. Așa mă cheamă, în realitate. Așa te cheamă? Dublu Ioana? Vorbesc serios? Da, mă cheamă Ioana Daniel. Wow, super! Ce faci? Sunt ok, foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Da? Tu? Foarte bine, mă îndresc prin muncă și mă gândeam să facem un binar la rece. Da, că tot, drag. Tot am discutat zilele astea și am zis că ai spus că ai o poveste foarte interesantă de cât de mult ți-ai iubit soțul. L-ai iubit în orice poziție. poți să ne povestești mai multe, rog? Da? Am foarte multe interesante, dar pot să povestesc asta cu soțul, da. Deci ne cunoaștem de când avea el 18 ani, din 92. Prin 93 ne-am căsătorit. Eu fusesem într-o relație nu cununată cu primul meu soț, aveam un copil, sunt mai mare ca el cu 6 ani. Aveam o fetiță pe atunci de 5 ani, care o mai am, bineînțeles. Pot să spun că el mi-a crescut-o. Deci pot să zic că, într-adevăr, e, cum spune domnul Marius, e îngerul pe pământ, e Dumnezeu meu a fost cel mai mare, un om foarte bun, cu o blândețe de neînchipuit. Mă auzi, Maria? Da, te ascult. Când spui... Am da, da, am pentru fondul de fundal. Dar când spui cu o blândețe, adică ce s-a întâmplat de fapt? Acum ți-ai dat seama că e de o blândețe sau din totdeauna ai văzut asta? Totdeauna am spus că e cel mai bun om de pe pământ. Mm-hmm. Dar el... atâția ani suntem împreună, cu trecerea timpului. Mm-hmm. Câți ani sunteți? De câți ani? Din 92 suntem de 30 de ani, aproape. 30 de ani, ok. Și în 30 de ani ți-ai demonstrat iubirea? Ți-ai arătat iubirea mereu față de el, da, nu? Marian, omul ăsta nu mi-a spus sau nu mi-ar fi zis vreodată sau cred că nici nu o să-mi zică niciodată, nici dă-te mai încolo. Atâta la... Da. Și de asta eu acum, de când tot ascult, de vreo două luni ascult continuu, eu îl cunosc pe domnul Marius, îl urmăresc de foarte mulți ani. Probabil că la mine a fost mai multe. Nu m-am deșteptat, așa să spun. Bam, ca alte fete și... Eu vorbesc puțin, vă urmăresc cu drag, vă mulțumesc, mă ajută foarte mult. Ce vreau să spun despre soț? Vreau să spun că el nu a avut nimic din ce zice domnul Marius să le-a cinci. Foarte interesant. Deci nu m-a bătut, nu ți-am zis, el nu mi-ar fi zis nici dă-te mai încolo, da, păi să mă bată. Dar ce a fost interesant, că mi-am dat seama, chiar am zis să rog pe domnul Marius Ghidel să mai scrie acolo, pe lângă alea cinci încă una. Deci eu atâta l-am tocat și atâta bla bla bla, până l-am dus, deși a intrat în... Și-a făcut un obicei din ăsta nou. Cu telefonul el a avut scăparea. Stătea și juca pe telefon și nici nu mă auzea. Chiar îmi spunea, mai taci din gură. Erau momente când am vrut să mă despart de multe ori. Și știi ce îmi zicea Maria? Îmi zicea, tu n-ai să scapi de mine niciodată. Ca și tu n-ai să scapi de mine niciodată, așa ți-a zis? Da. Dar tu de ce îl tocai dacă tu vedeai că e așa o blândețe și o bunătate de om? Aveai îngerul lângă tine. Ce era în capul tău de îl tocai non-stop? Ce era în capul meu? Eu vin dintr-o familie unde așa am văzut.
Ai poziție socială foarte înaltă de conducere, dă-ne mai multe ingrediente ca să înțelegem. Da, am avut și le-am pierdut. Am avut și mi-am dat seama că totul cum zice domnul Marius. Am avut două mini-markete. Am o experiență de 20 de ani în Grecia. M-a ajutat foarte mult experiența aia. Și în ultimii 4-5 ani am avut două mini-marketuri cu produse românești. Ei, de acolo mi s-a tras de nu mai suportam. Nu-l mai suportam. Dar nu de acolo mi se trage, că eu dacă mă duc în urmă și așa mi se trage, că eu nu l-am suportat. Deci pe Dumnezeu, nu? Că dacă eu nu suportam tatăl, îi doream moartea. Și acum îmi dau seama de foarte multe lucruri, că poate chiar am participat la... Tu știi că chiar îmi spuneau și toți frații, e alte poveste, cum s-a spânzurat și ce s-a întâmplat și mă învinovățeau pe mine, frații. Și eu spune-ne asta cu... Hai să vă spun ce s-a întâmplat. Da, spune-ne așa din poveste ca să înțeleg firoțele. Deci noi suntem patru frați. Eu nu mi-aduc aminte copilăria mea ca și cum s-a șters cu buretele. Nu știu de ce, mi-aduc foarte puține lucruri aminte și ălea numarele. Și mi-aduc aminte, deci eu sunt cea mai mică după 10 ani între fratele meu și mine. Cumva pe mine nu m-au vrut părinții, că aveau trei copii și cumva eu cu decretul a fost din poveste ce îmi povestea mama, îmi povestea cum a vrut să mă piardă, să mă avorteze și n-a putut. A ridicat o troacă de aia, cum era foarte grea, din piatră. Stai seama că nu puteai să o miști pe aia ce îmi dădea mâncare la porci. Dar deci mi-am dat seama și s-a dus povestea mai departe. Dar hai să revenim aici. Ce mi-aduc aminte eu? Eu am crescut cu nepoții, copiii lui sora mea, are 5 copii. Mi-aduc aminte numai când tata, dar nu a fost așa de rău, nici tata nu beia, că nici n-a apucat să ne bată mult, că noi fugeam. Deci din ce poveștile ce povestesc femeile, eu stau așa și mă minunesc și mulțumesc lui măritul Dumnezeu, mie mi-a dat foarte puțin pe cât meritam. Și să-ți spun, eu ce mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, mama nu comenta, eu nu mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte lucrurile astea și bunica și tata dădea răilor, numai cu dracu, care și eu la fel am zis, până și lui soțul, Daniel, eu și în față îi spuneam, du-te dracului, dar foarte mult m-am dat după bunătatea lui. Foarte mult m-am dat după bunătatea lui. Și ce mi-aduc eu aminte din copilărie, mi-aduc aminte că eu îl uram pe tata de moarte, faptul că ne înjura și că ne vorbea urât și că ne mai alerga, că nu a apucat să ne bată, nu mi-aduc aminte bătăi. O singură bătaie am luat foarte tare și aia e altă poveste. Și mi-aduc aminte că el spunea într-una, Marian, mă spânzur, mă spânzur. Îți dai seama? Eu mi-aduc Dar aminte. Cum de se spânzura de blândețea mamei tale? Asta nu înțeleg, adică... Dar mama nu comenta, dar eu nu știu în interiorul ei ce avea. Ah, ok. Deci n-ai auzit-o niciodată să vorbească de rău de el, dar de fapt ea ținea în interior. Tu simțeai că... Da, probabil că altfel cum să explică, fiindcă și mai, ce mai mi-am dat seama, ea a vrut să plece, fiindcă și ea, la rândul ei, ea l-a urât, eu l-am urât, înțeles, s-a dus lucrurile și s-a dus mai departe. Și ea a așteptat ca eu când am împlinit 16 ani și cum era pe vremea lui Ceaușescu, am terminat 10 clase, pe mine nici nu știam că m-a trimis cu o vecină la Brăila, eram foarte aproape de orașul Brăila, și m-am angajat la combinat, cum te primea atunci de mică, nu aveai treabă. M-a trimis pe mine la Brăila, ea a fugit la frații mei la Brașov. Și de acolo vine povestea și povestea cum e. Că eu imediat cum am întâlnit primul bărbat, am rămas însărcinată, la fel nu am dorit copilul, fata cea mare, că eu aici am avut un atașament foarte mare și de-abia acum am scăpat de el. De ce nu ți-ai dorit copilul dacă ți-ai găsit soț și ai scăpat de el? De ce nu doream copilul? Stai să vezi. Din frici. De frică că mă omoară tata. Eu aveam foarte mare frică de el.
Înțelegi? Cu toate că nu era așa, că m-am dus până să nasc, că el, până să nasc eu, m-am dus cu fostul soț la el acasă, eram însărcinată la tata. Mama era fugită și de acolo vine povestea că mama a fugit la frații mei din cauza mea, că eu n-am fost cu minte. Cum era? Că, vezi, Doamne, știi? Dar chestia asta cu spânzuratul, el o zicea mereu. Nu știu cum aici, dacă domnul Marius poate să-mi spună de ce a făcut-o. Nu-mi dau seama. Hai să vedem noi. Hai să vedem noi aici de ce are comportamentul ăsta. Deci, da, cum a ajuns el la comportamentul ăsta? Tu mai ții legătura cu mama ta? Mama mea este decedată. Eu am 53 de ani. Okay. Decedată okay. Acum 4 de ani. Și el s-a spânzurat la 50 și ceva de ani. E foarte mulți ani, nici nu mi-aduc aminte. Deci s-a spânzurat de când avea cu fata mea, când avea vreo 2 ani, s-a spânzurat el. Deci a mai trăit așa singur, mama nu s-a reîntors și s-a spânzurat. Tata s-a spânzurat, nu mama. Tata s-a spânzurat, da. Și deci aici a făcut ce a spus, de fapt. El va, da. De fapt, va avertiza de mai multe ori că probabil era... Da, mi-aduc aminte și o situație care a venit odată în casă și a spus așa, am vrut să mă spânzur. Era noaptea, așa, știi, venea târziu. Eu rămâneam așa, nu mi-aduc aminte ce gândeam atunci și așa, dar... Na, i-am zis, foarte puține mi-aduc lucruri, mi-aduc aminte din copilărie. Și am găsit un soț care... Acum, dacă stau să mă gândesc, după l-am iubit foarte mult, îți dai seama că dragostea la aia ce iubeală, că acum îmi dau seama de multe lucruri. Vreo 5 ani am stat împreună cu el, dar în anii aia tot plecam, ne despărțeam, nu suportam lucrul ăsta să mă bată. Eu trăind cu chestia asta, cred că până bătea nu plecam. Dar te-a bătut soțul tău? Nu, ai zis că era liniștit. Primul. Da? Primul soț. Ok, ok. Primul soț, da. Am dar înțeles, nu... deci ai avut. Ai avut primul soț, am înțeles. Primul soț, că n-am o fată din prima căsătorie. Mm-hmm. Ok. Și cum te-ai comportat cu el? Păi, îți dai seama că eu mă comportam ca mama, dacă stau să mă gândesc. Păi mama, ai spus că ea nu comenta. Păi da, nici eu nu comendam, dar în gândul meu, numai adu-te dracului era. Numai tăiețel făceai, îl tocai ca la mașina de tocat. Da. Interesant. Dar ea, mama ta de ce nu spunea nimic? Era frică de tata? Da, adică era de frici cum era. Cum era tata cu ea? Tatăl tău cum era cu mama ta, de fapt? Ca să înțelegem mecanismul puțin. Cum se comporta cu ea? Păi tatăl meu cu ea se comporta din orice. Dar din orice. Așa am comportat și eu cu fiica cea mare. Altă poveste aici. Din orice. Și dacă scăpa o cană jos, să zic cel mai... Nu m-am jura cu Dumnezeu și cu ăstea. Ți-am zis foarte lucrurile bune, mi-aduc aminte că noi trăiam, erau casele apropiate și trăia și bunica mama lui, bunicii nu i-am prins, au murit în război, care la fel îi zicea, firea aia dracului Ioane, nu m-a blestema. Deci un program care a continuat. Da. Și acum îmi dau seama de multe lucruri și înțelegi și că Dumnezeu mi l-a adus pe actualul, pe Daniel, Ioana Daniel îl cheamă. Ioana îl cheamă și pe el? Ioana, numele de familie, ți-am zis că pe Ioana. Ioana, zis că te cheamă pe tine. Okay. Pe mine, dar pe soț îl cheamă Ioana Daniel. Deci ți-a adus un nume care e ca a tău. Deci, de fapt, am înțeles. Ți-a adus numele tău ca nume de familie? Nu? Asta este? Da. Am înțeles. Ți-a adus oglinda ta, de fapt. Să te vezi mai bine. Probabil. Foarte rară, foarte de o blândețe. Dar cum...
Cum îți venea să asta nu înțeleg? Cum îți vine să critici un bărbat când el este de o blândețe fantastică? Adică cum la ce te gândești? La ce te gândești când îl vezi pe bărbat în față și își vede treaba lui și adică efectiv săracul caută să stea în liniște și tu vii și îl toci. Care era nemulțumirea ta, de fapt, ce era? El nu te bătea, nu te înjura, nu te, din ce spui, din comportament, nu făcea ce făcea tatăl tău. Tu de ce aveai același comportament ca mama ta, de fapt, când tu vedeai că el făcea complet opus sub tatălui? Deci, cumva, asta nu înțeleg. De unde este judecata față de cineva care, efectiv, nu te afectează cu nimic, el îți vrea binele. Păi pe mine el m-a salvat, Marian. Eu m-am dat foarte mult după el. În primul rând am început să nu mai dau dracului, fiindcă el nu vorbea nici urât, nici dintr-o familie de o bunătate și iarăși mama lui. Dar fiecare cu alte programe, alte povești. Uh-huh. Dar eu, în momentele alea, când ne luam de la orice, așa, dacă... Ce să zic, foarte mult m-am schimbat după el, am început să nu mai dau dracului. Mai am o fată cu el, mai am o fată cu el. Uh-huh. De două fete avem. Și cea mare, Iulia, e ca și a lui, zice, tată, a crescut-o de mică, nu a fost nicio... Eu de asta l-am și vrut într-un fel, la începuturi. Pe urmă, când am văzut că e un bun, eu m-am dat mult după el, am început să nu mai vorbesc urât, să nu mai dau dracului. Îmi zicea dacă nu dădeam în fața lui, înțelegi? Mm-hmm. Nu puteam, pe fica ce o aveam cu el, nu puteam numai pe cea mare... Erau niște chestii și eu, cum mă comportam eu, el fără să-mi facă nimic. Din nimica, din nimicuri. Dar cred din nimica îți venea. Da, erau niște... N-aveam pentru ce să ne certăm. Am dus-o bine, întotdeauna aveam ce ne stric necesar, ce ne trebuie. Mulțumim lui Dumnezeu, avem și prea mult. Dar din nimicuri ne luam. Ne luai, vă luați sau te luai de el? Mă luam, că el nu zicea nimic. Atât. Nu, că ai spus ne luam. Da, am greșit. Te luai de fapt de el. Asta făceai. De toți trei, nu numai de el. Da. Am înțeles că dacă nu-ți convenea ce răspundea el, te luai de copil după aia și tot așa. Da, el nici nu-mi răspundea, da. Maria. Nu-mi răspundea. Mm-hmm. Te ignora. Te ignora ca să nu intri în conflict, să nu intri, de fapt, în energia aia care... Mai taci din gură, atât îmi zicea. Atâta spunea. Și ultimii, atâta... După ce a fost povestele cu marketele și am pierdut și am plecat din Grecia, foarte greu. Spune-ne asta, cum s-a întâmplat, ca să înțelegem că nu... De acolo a și pornit, într-un fel. Așa. Deci ai ajuns în Grecia, și ai făcut două supermarketuri. Bun, și cum era? Erai cu el? La sfârșitul, 20 de ani am stat, ultimii 5 ani, deci după vreo 15 ani. În Grecia era, cred că, Dumnezeu, dacă e Dumnezeu, era cumva, eu lucram noaptea. Uh-huh. Și eu lucra ziua. Ne întâlneam foarte puțin. Numai în weekend-uri. Și în weekend-uri eram liniștiți. Era ca un concediu acolo. Aveam marea și soarele. Multe experiențe. Mergeam la mare tot timpul. Nu ne certam. Niciodată nu aveam motive să ne certăm. Eu cred când eram în alea, că nu eram eu, era altcineva. Cum zice și Alice? Dracu în picioare eram. Că să te iei tu de un om și de cultură, că nu e curățenie, dar eu, că vroiam perfecțiunea eu, că eram eu, nu știu cine. Nu eram eu, pur și simplu, nu eram eu. Înțelegi? Erau lucruri banale, nu era nimic concret. Ceva de rău, cum povestește lumea. De-aia zic că mie mi-a dat Dumnezeu nu pe cât meritam. Din ce aud la... Așa. Și cum? Deci tu erai cu al doilea... Erai cu Daniel, de fapt, în Grecia. Asta este? Deci erai cu al doilea soț. Al doilea soț, da. Ok. Poți să ne spui cum s-a terminat cu primul soț, ca să avem o continuitate la acțiune. Cum l-ai tocat și ce s-a întâmplat exact? Cu primul soț am zis, am stat vreo 5 ani împreună și începuse să și bea, începuse să meargă la femei și asta n-am suportat. Și eu mai plecam, mai ne-am împăcat, mai am plecat, am călcat și eu strâmb,
Și el n-a suportat nicio că l-am înșelat eu. Și atunci eu m-am hotărât când am văzut că nu... Am zis că nu mai îmi trebuie. Și m-am hotărât și am plecat și m-am angajat, m-am dus tot la Brașov, la frații mei, m-am angajat și mi-am luat și copilul, fata. Și după ce m-am angajat, mi-am găsit chirie, am mai lăsat fata pe la părinții lui, o iubea foarte mult, în Brăila. După aceea am luat-o pe Iulia de tot, am dat-o la grădiniță și na, aveam 24 de ani, cred că aveam pe atunci. Și cu fetele, cu serviciu, am mers în discotecă. Și uite așa, l-am întâlnit pe Daniel, actual. Și de acolo, de atunci suntem împreună. Faptul că el a început ușor, ușor, venea la mine, îți dai seama, la început părinții lui când au auzit că eu sunt mai mare și am și un copil și așa, dar cu timp n-au fost de acord și așa. Și între timp el venea la mine și m-a ajutat foarte mult cu fata. Și îmi dăruia și... Faptul ăsta, pe urmă, i-am cunoscut familia, ne-a ajutat și familia lui foarte mult. Eu între timp am divorțat. El a plecat în armată și între timp cât a plecat el în armată, părinții lui ne-au cumpărat un apartament mai mic. Bine, și cu ajutorul nostru, că nu l-a plătit cu bani în mână, am dat și ce mai lucram noi și așa. A venit din armată, am făcut nunta și am stat până în 2001, parcă. Și ia zi-mi, te rog, cum era primul soț? Era agresiv cu tine sau el doar se fugea de energia ta, de fapt, de critica ta? El doar fugea de energia mea și tata la fel. Nu era atât de agresiv pe cât povestește fetele și... Ți-am zis, numai cu gura era tata și soțul primul, cred că fugea de energia mea. Fiindcă eu spuneam, Marian, spuneam aceleași lucruri, că mă omor. Că te omori, îi spuneai lui? Amenințai cu asta? Da. Deci tu ai preluat, de fapt, ai văzut ce ai văzut la tata, ai spus că e ok să faci și tu. Da, și a spus și fiica cea mare. S-a dus mai departe. Fiica cea mare face exact același comportament care l-ai făcut tu? Da. Am înțeles. În ce e asta? Cu tine sau în relația ei? În relația ei nu știu. Uh-huh. Are un băiețel și ea acum, de 3 ani. Și ar putea să fie gravidă iar, Doamne ajută. Da, să-ți trăiască. Deci tu de fapt ai preluat niște mecanisme care le-ai văzut cumva ca să manipulezi să fie exact cum vrei tu. Da. Să-ți iasă cum vrei tu, că altfel trebuia să intri în poziția de victimă. Da, asta facem. Mm-hmm. Asta făceam. Wow. Și erau lucruri banale, nimicuri, nu era nimic ceva grav, nu. Că îți dai seama că vroiam să divorțez de Daniel, de actualul. Și îmi spunea, eu nu te înțeleg, ce motiv ai, nu te bat, nu beau, nu... A zis, nu înțeleg, de ce vrei să pleci? Chiar asta nu înțeleg și eu. Adică da, am înțeles acum că ai venit cu niște programe, ai venit cu un bagaj dinainte. Da, deci cumva probabil erau mecanisme care erau din trecut și nu le înțelegeai de ce te comporți așa. Ale mamei mă gândesc că dacă ea a spus că în ultimii ani de viață că să nu îngropăm lângă tata, să lucruri din astea. Deci ea până la moarte l-a urât și Domnul l-a iertat. Deci ea, se comporta măicuță. Dar nu-mi dau seama de ce. Nu-mi dau seama. Se comporta ca o măicuță, adică se arăta bine. Avea o mască foarte, foarte puternică și când era în prezența lui nu comenta, nu spunea nimic, dar în interior ei îl toca. Deci asta era? Asta ai văzut? Asta era, că nu-mi dau seama altceva. De asta, în ultimii ani, eu am încercat să mai aflu așa de la frați, de la cum erau părinții, bunicii, că nu înțelegi de când am început, na, ca toți, ce cu căutările astea și cu... Dar m-am gândit că au fost niște frici, niște tot frici din astea, cum bunicile au rămas singure ale mele, cu copii mulți, bărbații morți prin războaie.
Și probabil că de acolo s-a, dar ți-am zis, cu mine Dumnezeu a fost prea bun, nu bun. Bun. Și oportunitățile astea că am plecat, eu dacă nu plecam de acolo de unde m-am născut, fiindcă mai am verișor și așa mai vorbesc, și nu poate să vadă lumea, Marian. Nu m-a prins suferință. Degeaba cu... suferă și nu vede să se deschidă. Nu, tot e numai cu dracu în gură, nu zice du-te dracu, dar zice du-te naibii și același. Da. Era în sac, așa, era... Nu, dar, ok, cum ai ajuns tu la Marius? Asta e interesant. Adică tu ai tocat pe primul, ai tocat și pe al doilea și cum de ți-ai dat seama că, de fapt, trebuie să schimbi comportamentul? Ce ți-a apărut? Adică s-a întâmplat o traumă mare sau doar ai realizat chestia asta că nu mai vrei să continui același program? Cum a fost exact? Da, traume mari. Ce traumă? Deci eu mi-am tocat mult copilul ăsta mare. Atașament. Și atâta o făceam numai proastă, până proastă a devenit. Înțelegi? Mm-hmm. Eu aveam verbal de la tata, tot duam. Că asta zicea și tata, asta am făcut și eu. Și ea era oglinda mea, deci îi mulțumesc, cum se sacrifică sufletele pentru mine toți. Toată familia s-a sacrificat. Toți s-au jertfit pentru tine, dacă observi. Da. Dar nu era vorba tatălui, era vorba mamei. Că el judeca pe ascuns. Că ești un prost, probabil, și tu ai luat exact același program. Da, și s-a dus mai departe și fiica zice la fel, cu bărbatul și așa. Și stai să vezi cum. Eu tot vroiam, eu mă schimbasem mult, mă dădusem după actualul. Că dacă, cum zice, că ne te colisești, cum stai, că nu mai știu cuvântul românește. Te lipești. Da, te iei pe lângă el, adică da, te mulezi cu el, cum ar veni, da, înțeleg. Eu m-am dat mult, începusem să nu mai vorbesc vorbe de astea cu el, dacă numai în fața lui nu spuneam niciodată, că îmi zicea să nu spun și, înțelegi? Păi zice, îmi zicea, știi cum îmi zicea Marian, cu o blândețe așa, auzi pe mine că dau dracului, mă auzi pe mine că fac prost. Bea Dumnezeu așa cu blândețe așa. De. Nu, n-am cuvinte, nu am cuvinte. E... Da. Și... E sus de tot, Daniel. Da, e sus clar. De tot. Da, e clar. Pentru că el a avut umilința, s-a umilit ca să, de fapt, tu să-l duci până și în sicriu, numai ca tu să înveți iubirea asta cu tine. Da. Că și în sicriu, cred că, da. Bine că mi-am dat seama. Și cum de ți-ai dat seama? Asta-i. Cum de ți-ai dat seama? De mult mi-am dat seama. Prima dată, tot cum toată lumea, cu internetul, eu prima dată am citit o carte și eu. Am început în astea, cu afirmații, cu Louis Hay, am citit-o și mi-am zis, bă, dacă cineva poate și eu pot să mă schimb. Și uite așa, ușor și prin internet și astea, acum aveam mini-marketurile alea și am rămas cu unul și așa. Cred că după în 2014 ascultam mult din astea pe internet. Am mers și eu la cursuri ca toate celelalte și așa. La ce cursuri ai mers? Ai trecut și tu pe acolo. Păi nu se poate dacă nu treci. Vroiam să mă schimb, vroiam binele familiei și aia. Dar la mine, cu toate că îl ascultam pe Marius Ghidel, pe domnul Marius Ghidel de foarte mulți ani, cred că după 2014, când avea el emisiuni regulate la Viața în Armonie, dar la mine declicul s-a făcut acum în ultimul timp. Povestea a fost că din Grecia am plecat foarte greu din Grecia, că și spuneam, pleacă ultimul străin din Grecia. Am iubit mult țara aia, soarele, apa, nu știu ce am iubit, ce... Dar foarte greu m-am detașat, deci a fost un atașament puternic. Și soțul, așa a fost circumstanța, a trebuit să plece, că nu mai mergea Grecia deloc.
după ce și cu ego-urile astea mi-a crescut la cursuri și la mă despărțeam eu de el, că din cauza lui era totul, era de vină, numai el era, eu eram perfectă. Erai sfântă. Da, el a plecat în Germania 2 ani de zile și eu am mai dus un singur magazin. Mă mutasem în magazin, între timp cealaltă fată intrase la facultate în Atena, asta mare își găsise băiatul ăsta să mutase la el, care e altă poveste și acolo, contra și în fine. Și eu mă mutasem în magazin, soțul a plecat în Germania să lucreze și venea foarte des acasă, așa într-un fel, a venit într-un an și de 2-3 ori și eu aveam timp la magazin și ascultam din astea și mă dădeam după, dar ascultam și altfel de, nu numai pe domnul Marius, și îmi creștea foarte mult ego-ul, am observat, acum îmi dau seama, la unele. Mergeam la cursuri și așa. Pe urmă soțul a venit, a zis că poate se întoarce. După aceea s-a hotărât că nu mai se întoarce, că nu merge. Și eu nu vroiam să vin după el într-un fel și mi-a zis, nu, închizi magazinul acum. Și am vrut să-l las, nu, fata cea mare nu l-a vrut. Că mergea magazinul deja și eu îl învățeam că nu mergea din cauza lui, că după ce a plecat el mergea pentru mine. Dar poate că nu era așa, poate așa vedea ego-ul meu, că el îmi trimitea toți banii din Germania, știi? Mi-era bine. Îți era prea bine de asta, de asta la tacai, din prea mult bine ce ți era. Da. Asta așa. Și până la urmă am mers după el în Germania, dar mi-a trebuit mari suferințe. Deci am venit în Germania, 9 luni de zile, stăteam numai acasă. Mm-hmm. N-am lucrat deloc. Da. De asta am și spus, că nu mai vreau să muncesc, că numai eu muncesc și că nu știu ce și că numai eu. E gândul așa. Și făceam, m-a ajutat. Eu n-am intrat în depresie, că ascultând astea și așa, făceam meditații, chestii din astea și mă ridicam singură și credeam Dumnezeu ăla care e ăla adevărat, tot spuneam eu, înțelegi? Și s-a făcut ca... Acum 2 ani, să zic, nu, da, anul trecut, am venit în vizită aici, în Belgia, la nepoți. Am 3 nepoți de la fratele cel mare care e mort, decedat. Și am venit aici, în Belgia, și... Dar eu mă angajasem și eu până la urmă în Germania. Aveam vreo... jumătate de ani de când lucram, cu pandemia, că când a venit pandemia, eu începusem să merg la cursuri, să învăț limba și am apucat și eu, am învățat vreo 2 cuvinte acolo și a venit pandemia, vreo 2 luni am mers. Dar tu erai, scuză-mă, tu erai în Belgia cu Daniel? Nu eram în Belgia, prima dată noi am plecat în Germania. Germania, ok. Și după aia ați, ok, voi ați plecat în Germania, dar după aia ai zis că te-ai dus în vizită în Belgia, la nepoți. Da, asta vreau să zic. Da. Deja singură sau cu el? Nu, cu soțul. Ne-am dus în vizită la nepoții. Și am soțul a văzut aici în Belgia că limba mai ușoară, că na, cum te încântă fiecare, că e mai mult, mai vrei. Înțelegi că... Că e mai bine cumva decât în Germania, da, că e mai bine, ne mutăm în Belgia. Eu înțeles. Eram acum că nu-mi plăcea nici Germania, nici... nu-ți plăcea nicăieri, nu-ți plăcea nici soțul. Acum vroiam să vin în România. Și acolo în Germania e istorie, că plec și că... Că de asta zic eu și văd, îți trebuie până nu suferi și nu plânge ego-ul cât trebuie și nu... Că la mine, cu toate că aveam plânsinte de astea și credeam și vedeam, la mine, până nu s-a dizolvat ușor, la mine nu... Păi țin minte, când am venit în Germania de Paști, vreo 3 zile, eu nu m-am ridicat din pat. Nu mă stăteam și plângeam. Dar cum... De ce plângeai? Că... Nu știu! Că el era de vină de tot, că sunt eu în Germania și că nu lucrez din nimicul. Deci tu n-ai avut traume adevărate, adică n-ai avut să-ți moară copilul, Doamne Ferește, sau chestii din ăsta, n-ai avut nimic care să fie bolnav sau să... Deci n-ai avut. Că Dumnezeu a fost prea bun cu mine și îmi zicea așa, nu te înțeleg. Daniel îmi zice,
Zice, nu mai înțeleg nimica. Acum zici că nu vrei să muncești, acum plângi că nu stai numai acasă. Ce să mai fac? Nu-ți convenea de niciun fel, da. Înțeleg. De niciun fel. Și după aceea am venit în vizită și a zis că să venim în Belgia și am venit în Belgia. Și ușor, ușor, probabil că ego a văzut că îl observ și că așa s-a mai diminuat, s-a mai... Înțelegi? Și nu mai am fost așa stresată și am început să mă schimb. Și mult am fost atașată altă poveste cu fiica cea mare și așa. Și am început tot, puneam și am pus în practică și m-am lăsat-o în pace, cum zice domnul Marius. Tot ascultându-l, eu am ascultat, pot să zic că am ascultat, cred că toate emisiunile cu el pe la... Că mi-eșeau așa, știi, stăteam pe internet și în Belgia n-am lucrat vreo jumătate de an. Și aveam și timp. Plecai? Tu l-ascultai, dar tu l-aplicai în viața ta sau doar l-ascultai mental? Păi am început mental prima dată, dar am început să aplic. Când? Și când ai început să aplici? Să aplic, păi acum, de când sunt în Belgia, de un an și ceva. Și ce ai văzut de fapt? Așa eu mai făceam și eu lucruri, nu pot să zic că chiar nu, dar la mine probabil că am avut niște programe mai grele sau trebuia să fac așa, nu știu ce să spun eu cum a fost la mine. Poftim, ce schimbări am văzut? Da, ce ai făcut care ai văzut care aplicabilitate? Că ai spus că ai fost la cursuri și ți-a crescut ego, ți-a întărit ego la foarte bine, ți l-a prins bine că vrei să te, ai spus că vrei să te desparți în fiecare zi de soț, nu vrei să divorțezi. Da, păi mi-am dat seama că am început să pun pe hârtie. Bă, ce face? Cum zicea el? Mă bate? Nu mă bate. Îmi zici ceva? Nu-mi zici ceva. Bla, 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 bla. Atunci de ce vrei să pleci, Ioana? Da, chiar că ești proast. Păi, acum Dumnezeu să mă ierte. Nu, dar chiar da, nu... pe tine te-a lăsat să te schimbi așa fără tău. Adică, da. Dacă îți dai seama, da, e o prostie. Adică... Da. Că mi-a zis, când aici, în Belgia, mi-a zis, vrei să pleci, pleacă odată și lasă-mă. Deci n-am mai putut. Până acolo l-am adus și pe el, mi-a zis, da. Urma și el, era la rând. Da. Da, eu asta mi-am dat seama, deci la mine a venit Dumnezeu ăsta în viața mea, că a fost așa, ca să pot cu altfel, cu bunătate și cu blândețe și cu un timp și cu ușurință, până la... Eu știu ce înseamnă să fii în iad, că am fost, mă duceam singură, fără niciun, înțelegi? Să plângi tu singur, așa, fără să... Fără motiv. La început în Grecia, știi de ce plângeam, Marian? Că n-aveam fetele lângă mine. Dar plângeam așa ca nebuna, 3-4 ore într-una, nu mă oprea nimeni. Și ziceam, se închina soțul Daniel și zicea, Doamne, că n-am mai văzut așa ceva. Nu te ba, nu zic nimic, plângi așa. Și mă lăsa să plâng. Da. De ce vrei să spui? Nu e un om că eu în viață aplicam pasta mică care e fica lui... Nu puteam să o bat, că se uita așa la mine, punea o privire și nu puteam nici să dau în ea. Dacă îi dădeam una și nu plângea și așa, nu mai puteam să dau. Și în aia mare o băteam, că de ce plânge, să tacă. Deci nu eram nebună, dracu, în picioare, ce era. Da, da, da. Mă observ. Adică îmi dau seama ce comportament și din nimica, efectiv, din nimica. Fără niciun motiv. Absolut, fără niciun motiv. I-am terminat pe toți, fără niciun motiv. Din ce văd eu, e atașament. Atașamentul pe persoane, adică și soțul, știi, tu îl ciocăneai, dar cumva ai vrea să stea cu tine mereu. Sau fetele la fel, îi certai, dar ți era de dor de ele. Deci cumva mereu nu erai nemulțumit în orice poziție. Deci săracii sufletele, oricum o dădeau, tot mă dădeau bine. Bine, nu, n-am putut. S-a fost îngăduitor tot cu tine. Am început să aplic și am lăsat în pace. Deci, înțelegi? Am început să-i las în pace. Și pur cum, și simplu. Cum îi lași? Cum îi lași în pace? Păi, de exemplu,
Deci, într-un fel m-a păcălit, că a zis că dacă vin după el, se lasă de țigări. Aveam o astfel, așa. Dar, în schimb, n-am mai fumat în casă și în mașină. Asta n-am mai făcut-o. Dar de țigări nu s-a lăsat. Dar vreau să zic că atât am acceptat că nici nu mai simt că miroase a țigări. Wow. Tu îți dai seama ce înseamnă asta? Deci chiar că fumează, tu nu mai simți mirosul, de fapt. Da. Hai să-ți povestesc că nu-l simt că miroase a țigări, Maria. Dar deci, când, asta vreau să ajung, când s-a apucat de fumat? Cum de l-a adus în starea asta? Așa l-am cunoscut. Fuma. Așa l-ai cunoscut, ok. Da. Okay. Deci l-ai cunoscut cu asta ca tu de fapt să accepti, nu? Că el fumează. Da, dar eu lucram să accept și uite, hai să zic că puneam în aplicare. Când am rămas singură aia 2 ani în Grecia cu magazinul, eu aveam la magazin și... Poftim? Ascult, scuze. Așa, eu aveam la magazin și transfer de bani. Trimiteam bani în lume, pe orice. Și la mine la magazin, acolo în Grecia deja, s-au umpluse de oameni, de din ăștia, de pakistanezi, din ăștia mai, nu știu dacă îi cunoști, mai... Dar ei nu își îngrijeau corpul. Miroseau, veneau nespălați, egoul bufnea. Și eu lucram cu mine, că întrebam, Doamne, dar ce să fac, de ce mi-i trimiși, ce să învăț, ce puneam, na, că făceam curs, îmi puneam întrebări. Și Marian, și vreau să spun că nu mai le simțeam mirosul și vedeam bunătatea din ei. Oamenii ăia umblau cum umblau, pentru ei nu făceau nimic, dar tu știi ce făceau, Marian? Care eu n-aș fi făcut asta niciodată, poate. Sau unii din noi. Ei puneau bani când luau salariu și toți banii lor ce îi câștiga le trimitea la familiile lor unde era război și nu aveau ce mânca. Wow. Și vreau să zic, cum zice domnul Marius, că eu începeam să văd cealaltă latură și începeam să spun și la lume. Că zicea că cum ei nici nu înțelegeau greaca și mă descurcam greu cu ei. Nu știam de programul ăsta că tradus așa, așa. Dar erau lecții pentru mine. Vreau să zic că nu mai le simțeam mirosul, Maria. Nu mai miroseau nespălați. Cum îți explici asta? Dar cum erai tu cu dăruirea? Cum stăteai la capitolul ăsta? Dăruiai mereu? Nu dăruiam mereu. Și dacă dăruiam, nu pot să zic că chiar mereu, dar da, dăruiam. Că dădeam, na, la un magazin aveam produse de-astea românești și dăruiam. Dar poate că, na, mă rog. Da. Și tu când îi vedeai, de fapt, cum s-a făcut chestia asta că tu nu mai simțeai mirosul? Nu era, știu. De la acceptarea ta, că erau așa? Da. Adică ai lucrat așa la tine că ai spus că ei sunt Dumnezei mirositori? Da, eu nu știam asta, nu știam asta, dar nu aplicam asta că sunt Dumnezei, dar mă întrebam, Doamne, de ce mi-ai trimis? Că mi-ai trimis să învăț ceva, ce am de învățat, ce nu-i accept, de ce le vorbesc așa? Și când am început să-i accept, cum zice domnul Marius, schimbam. Ziceam, uite, eu nu aș trimite la frații mei sau la părinții mei atâți bani cât trimite ei, fără să nu prima dată să am grijă de corpul meu. Eu nu aș face lucrul ăsta. Păi îți dai seama că ei sunt Dumnezei. Chiar că ziceam, păi îți dai seama. Cine ar face așa ceva, spuneam eu. Și le spuneam și la alții. Care îmi zicea, cum îi suporți acolo? Și observam că veneau mai cu puțin, nu mai venea grupuri așa mare, că venea unul cu altul să aducea, că nu înțelegeau limba. Și vroiau să trimită și ei bani la familie. Și chiar că acolo, chiar că un mare Dumnezeu, Marian, umblau, era frig, desculți, în papuci, nespălați, nemâncați, mâncau nimicuri din astea, o turtă de aia, dormeau la grămadă, făceau focul în mijlocul, erau niște din astea, cum să spune... Condiții, da, foarte precare, din ce înțeleg, condiții foarte joase. Da, trăiau toți acolo grămadă și, da, în schimb, toți banii trimitea în țara la ei. Se dăruiau mereu. Păi când noi nu făceam lucrul ăsta.
Și de acolo, și cu timpul acceptându-i așa și spunând lucrurile astea, văzând lucruri bune de la ei, zâmbeau, erau fericiți, vedeam. Și pur și simplu, pur și simplu, nu mai le simțeam cum simțea, ego-ul simțea, nu? De ce mai le simțea mirosul? Că acum a fost ți-a topit inima de asta. Uite, nu mai mă deranjează, Daniel poate să fumeze și lângă mine, dar nu-i spun. Dar încă acum ești în acceptare cu Daniel 100%? Asta vreau să aud. Vreau să aud chestia asta de la tine după ce ai observat. Da? Deci orice ți-ar face. Cred că l-aș accepta și data afirmată. Dar vreau să zic că nu mai simt că miroase a țigară, cum îl respingeam și spuneam, mereu îi spuneam lucrul ăsta. Da, miroase a țigară, dar... Dar de ce crezi că se întâmplă fenomenul ăsta? Cred fiindcă eu dacă luram pe tata și el la fel fuma. Acolo m-am gândit cu țigara. Nu, e de fapt că tu l-ai acceptat pe Daniel, s-a vindecat toate programele de neacceptare a mamei, care de fapt când sufletul acceptă, el nu mai are nicio așteptare și nu mai vrea nimic și nu mai deranjează nimic. De asta. Da. Deci tu de fapt, din ce observi, pentru că tu ai văzut și ai văzut atâtea oglinzi pe lângă tine și au încercat cumva să te scoată mereu la suprafață și faza asta cu pakistanezii, cred că acolo ți-a fost de clicul din ce îmi spui. Da, adică acolo ai văzut exact, ai văzut opusul, nu? Ai văzut opusul și te-ai gândit de ce ar trebui să critic. Adică cum eu să mă pun când eu am tot și totul e cald și bine la mine și eu mă plâng și nici nu fac ce fac oamenii ăștia. Da, spuneam ce eu Dumnezeu să-i judec pe ei. Uită-te și tu că eu nu aș trimite toți banii la frații mei sau la părinți sau poate și la copii, nu? Când îi ții tu strictul necesar, corpul și așa, păcând ei și sau, erau fericiți așa ei, chiar dacă nu aveau ce mânca și erau fericiți, să ajutau unul pe altul, ei puneau că trimitea foarte mulți bani, cu miile de euro. Dar când lua salariu acum, trimitea săptămâna asta unul, când lua salariu, deci își puneau toți banii la grămadă, ca un joc, că eu mă întrebam, bă, dar n-are de unde să trimit atâția bani, unul. Dar ei asta făceau, că trăiau în grupuri și să ajutau unul pe altul. Și îți dai seama ce încredere avem? Ce bucurie era că se dăruiau, că asta este. Noi facem așa ceva, să punem, hai, nu, 5 persoane, 5 prieteni, faci așa ceva? Păi asta, că mie îmi ziceau grecii și așa, îmi ziceau cum îi suport și cum... Și eu le spuneam la greci, tu ai face ce face ei, când ne-am dat seama. Și mi-a dispărut mirosul, nu-i mai le simțea. A zis, cum îi suport să-ți vină acolo pe tine atâția și să, nu știu, să vorbească și să te zăpăcească. Am zis, dar tu ai face ce fac ei? Deci tu ai schimbat, de fapt... Cum a spus Marius în ultimul webinar. Da, ai schimbat pe pozitiv. Aici. Ai schimbat imediat pe pozitiv ce făceau ei. Da, dar n-am putut în toate. Despre asta e vorba. Unde ți-a fost cel mai greu să pleci? Cel mai greu cu fiica cea mare. Ce ți-a făcut? Numai bine mi-a făcut. Că a tăcut și m-a suportat. Nimic nu mi-a... La fel ca Daniel, ca tasu. Nimica nu a zis, nimic nu m-a suportat. Dar cum era chestia asta la tine acasă, ca să înțelegem? Întâi am găsit un ban acum pe jos când vorbesc cu tine. Tu l-atacai pe Daniel, el nu răspundea și ce se întâmpla? După aia urma pe fică? Ca să înțeleagă, adică și celelalte suflete care ascultă, cum? Care era mecanismul de fapt de atac? Cum îi topei? La mine a fost din prostie. De exemplu, lui fiica îi spuneam, nu așa se spală vasele, hai să-ți arate dracul din mine. Ai arătat că o să speli vase. Și ce vârstă avea atunci când îi spune? Bla, 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 bla. Tot așa vorba. Păi nu eram... Ce eram? S-a închidat deci... ca să spune de mine, nu? Ok, am înțeles. Și ea ce făcea? Fugea și ea de tine? Fugea și ea de tine, de iubirea ta? Ce să mai... Ce iubire? Eu știam că o iubesc mai mult. Era iubire? Ce iubire?
Adică ei cum se comportau cu tine? Erau ca așa cele cu pisica când intrai în casă, erai... Da, cred că cum intra în mine, da, uite acum. Uite acum, îmi dau seama, Marian, dramele astea se duc din mica copilărie. Eu, când nu era tata acasă și era numai mama, sau eram singură fără ieri, eram cea mai fericită. Cred că așa a fost și familia. Cum veneam eu acasă, gata, a venit dracu, toți stăceau, toți nu știau, da, făcea cafeaua, mă vă să fie dușit în picioare, să... Îl găseau de treabă, unul zicea în tocamere. Dar da, da, soțul mi-a și zis, Daniel mi-a zis, ce să mai, că zis, mi-a zis, tu mă blochezi, ce să mai, mă blochezi, așa mi zicea, mă blochezi, numai când ți-aud gura mai blocat de tot, zicea. Da. Stai să încă l-ai topit. L-am topit. Un înger ai topit. Un înger și din prostii. L-am topit, da, eu recunosc. Doamne, iartă-mă, mă căiesc acum pentru tot și pentru toate. Nu știu, da, și mai nu e vorba de iertare, că iertarea și asta este un program de întărire a ego-ului, că n-ai ce să ierți. Tu ai creat realitatea aia, cum zice și Marius, și tu, de fapt, ți-ai luat ca realitate, ai văzut-o în fața ta, dar acum dacă tu ai reușit să te schimbi în direcția și ți-ai dorit așa de mult, observ că te-ai liniștit, ai început să intri în acceptare, adică sunt chestii care le-ai preluat și nu ți-ai dat nici tu seama până la un anumit punct, știi, le-ai făcut automat, da, cum facem cu toții. Da, așa este. Eu acum accept și cred că te curăță singură, fiindcă eu vreau să zic că înainte erau lucruri care povesteau și fetele și cum plângea duminica trecută, nu mai știu, Olga, cum o chema pe doamna? Olga, da. Și eu am fost ca ea și plângea ego-ul meu din nimic, nu că la ea tot era ceva grav, dar la mine din nimic. Și ce vroiam să spun, plângeam și, dar acum nu. Deci simt eu schimbarea la mine, n-aș mai plânge. Plângeam și dacă auzeam pe altă dată când aveam ego-ul mărit, dacă auzeam eu, plângeam odată cu ea. Cu cine? Cu fata? Olga. Cu Olga. Cu Olga. Okay, acum îmi dau seama de multe lucruri. Și cea mai dură experiență care am avut-o acum de curând, în septembrie, la începutul lunii, dar știu și de ce. Am luat COVID-ul. Mm-hmm. Dar am judecat pe fiica cea mare. La mine ai judecat-o tare, probabil, nu? Da, tare de tot. Că... Ce ai spus? Cum ai iubit-o? Da, uite cum am iubit-o. M-a sunat și am văzut-o pe cameră și vezi, Doamne, că e slabă, e... Și mama mea a fost așa slăbuță și nu mânca și așa. Și avea o putere, a murit la 90 de ani. Și era mai puternică ca mine. Și cred că și astea erau niște programe și că mi-am dat seama că acum, cum zice domnul Marius, știind învățăturile astea, imediat te pune la pământ. Că până acum mi-a dat Dumnezeu pe copii, pe bărbat, dar tu, Ioana, și mi-a dat așa o formă mai gravă. Că 10 zile Ioana a fost legumă, nu s-a ridicat din pat, nu a mâncat, nu s-a dus la toaletă, nu a băut, nu... Am vrut, am ținut post. Și că am avut un moment de am zis, Doamne, că eram conștientă că merit, înțelegi? Fiindcă mi-am dat seama de la ce. Tu ai creat, tu ți-ai atras COVID-ul, de fapt, da. Cum să nu? Și am zis, Doamne, vrei să mă iei? Că am ajuns să, la un moment dat că mulțumesc lui Dumnezeu totuși că dormeam și nu prea înțelegi? Că puteam să dorm și totuși n-am avut mai gravă, că a luat și colega mea care am dus-o de vreo două ori cu mașina, acum nu știu care cum s-a luat, că eu fusesem și în România cu o săptămână, în fine, nu știu, că eu nu cred nici în COVID, cred că e o gripă din asta, dar am meritat-o din plin eu, încă nici n-a fost, că drăguța de colega mea, ea nici nu se mișca, eu mai mergeam până la toaletă și până la, dar experiența o spun. A fost e bumerangul, de fapt, energiei pe care tot trimis negativ și atacului, vine înapoi spre tine și îți distruge câmpul. Deci e ca o oglindă
care se reflectă în tine. Deci COVID-ul, de fapt, putem să le spunem la oameni, cu cât vrei, cu cât judecăm mai mult, cu atât o să-l atragem mai repede pe cel COVID-uț, covrig, cum se spune. La mine imediat s-a realizat. Pe loc, pe loc, spontan. Mă sună și gata, o văd eu slăbută și că vezi să nu moară. E cu că moare de foame ea. Dar de unde știi tu, Ioana? Deci să-i dați seama. Auzi? Dar mi-a dat Dumnezeu. Eu și așa, eu mărunțică și slăbută și așa. Și mi-a dat Dumnezeu ce mi-a dat. Dar bine mi-a făcut. Bine ți-a făcut. Dai seama, 10 zile, dar mă bucur. Că mie nu, eu nu sunt bolnavă de nimic, nu, că numai pe cei dragi a căzut pe mine deloc. Și vreo 10 zile n-am mâncat și n-am băut, bine mi-a făcut. Și ai băgat am post, slăbit vreo 10 kg și nu le-am mai luat, lasă-mă să termin. Nu le-am mai luat. Sunt așa cum o văd pe fiume. Ei, așa trebuie, Ioana. Că soțul mă zice că să mănânci, că eu am început să mă, gata, am tăiat carnea de tot, că să mănânci, că uite cum, acum nu mai mi-a zis, mi-a zis, fă ce vrei tu. Deci tu ai ajuns ca wow, wow, ca fata ta, de fapt, și de fapt să te accepti, tu acum de fapt ai acceptat-o. Că nu acceptam pe mama, niciodată nu acceptam, că era așa că... Da, toate astea sunt adevărate. Poate că o să mai învețe și alții. Eu am învățat din... Eu în povestile la toți mă regăsesc. Doamne, și le mulțumesc că își deschis sufletul și... Dar toate sunt adevărate. Mai ales asta cu că să schimbi. Deci am... Fetelor, haideți să schimbăm. Am trăit pe mine. Deci să fumeze soțul și care... Bă, că nu mă pupa, că miroșea țigară, că nu m-am... Și să ajung să nu mai... Să nu mai simt fumul de țigară. Nu mai miroase o țigară, nu mai miroase el. La altul, da. Deci cum îți explici asta? Și pakistanezii nu mai le simțeam mirosul ăla. Că avea un miros, na, de năspălat, ce să zic. Așa erau oamenii. Erau Dumnezei, nu? Că ei se sacrificau bărbații numai pentru familia lor. Trimiteau ultimul bănuț. Tu ai trimite ultimul bănuț și să umbli nemâncat și nespălat. Că de unde să mai aibă bani de... Că și așa își băteau joc. De ei grecii plăteau puțin și nu? Deci nu mai aveau bani de săpun, păi, că se sacrificau și până și acolo. Nimica, că dacă aș fi acum cu mintea asta, le dădeam tot frigiderul ăla, dar ei nu mâncau carne de porc, de nu știu cum erau altfel. Dar le dădeam saci cu orez degeaba. Asta e. Dar cum ți s-a schimbat? Ești, adică care-i starea ta interioară acum, adică când accepti? Starea mea interioară acum, aș putea să dau tot și să nu mai am nimic, nici nu mai mă interesează. Și sunt foarte liniștită. Sunt așa într-o acceptare. Bine că mai vin mici, că te încearcă. Da. Mereu vin, da. Mereu am ajuns în punctul în care mă observ și schimb imediat. Caut binele din tot rău. Sau să accept așa. Circumstanțe atenuante le cau și cum le vezi imediat le schimb pe pozitiv și aplici. Da, da. Și zic, schimb sensul. Uite, mă minunez așa, ca să nu mai schimbă gândul pe negativ, că dacă 53 de ani fost învățat pe negativ, scuză-mă, că nu e așa simplu să... Dar dacă îmi vine un gând, îmi accept așa, uite, cum spun și fetele, cum zic și eu, uite ce frumos se manifestă Dumnezeu. Da, vrea să miroasă, vrea să pișe pe el, vrea să... Mă înțelegi? Sau mie acum nici nu am eu de unde să-mi vină multe lecții, că noi aici suntem veniți acum, nu cunoaștem multe lume, ce, nepoții stau mai departe și mai în weekend, mai toate weekendurile mergem la ei, învăț de acolo lecții, dar am învățat de la clienți multe lecții. Clienții vin să-ți apese pe butoane, clienți, sunt cei mai buni. Stai să spun, clienți, eu zic la... Eu lucrez în curățenie, da? Și lucrez într-o zonă flamandă, unde acolo sunt și belgieni și olandezi. Ei vorbește un pic și germana, mai știe și Ioana vreo două, trei cuvinte. Și am învățat de la ei. Deci ne înțelegem cu telefonul, nu știu să vorbesc. Și învăț mult de la ei, știi? Acceptarea și spun, uite, când mă trezesc, când spun, mă duc să-L slujesc pe Dumnezeu azi. Și le fac eu. Mai sare ego așa dacă îmi zice ei,
când îmi zic ei să le fac ceva și mi se pare mie, oh, cum că-i fei și îmi zic, stop, Ioana, că nu, mm-hmm. cum zice domnul Marciu, ce-i mai greu, nu? Căutăm mereu ce mai greu, cel mai bine, când ne lăsăm mai... și nu căutăm niciodată... Da, liniștea, da, să nu căutăm liniștea și ușorul. Dar vezi cum cumva din proprietar de magazine a ajuns să fie în serviciu, să fie în slujire. Că îmi trebuie asta și asta îmi fac toată viața cât o-i mai avea de trei. Și caut și le și slujesc să fie așa de mulțumiți, că le fac eu lucruri, că eu sunt obișnuită cu munca, nu am nicio treabă cu în privința asta, înțelegi? Și și place să fac pe tine, că eu eram perfectă, vedeam o mamă, vai, săreau. Îmi și zicea fica cea mică, când era mică, în Grecia și acolo, zicea că mai mergeau la prieteni, cum sunt copiii, mai dormeau unul. Îmi zicea, mama, dar am fost la Ghelii, păi am deschis dulapul și cădea hainele pe ea. Tu ești prea, îmi spunea, tu știi, dar nu realizam. Mereu te-au atenționat, de fapt, ți-au spus unde aveai de lucrat. Dar n-ai avut urechi să-i auzi, de fapt. Nu aveam urechi să-i auzi. Acum conștientizez aceste lucruri. Îți dau seama... Dar nu mai sunt așa. Nu mai mă inte. Și soțul îmi zicea, dar mai lasă-le. Curățenie, curățenie. Dar mai lasă-le. Că nu vine nimeni, că nu... Aveai stilul perfecționist, vrei totul să fie curat, nu? Da, să fii da. Mereu pus la punct și... Da, înțeleg. E o mare prostie. Da. Dau seama. Da. Că nu te mulțumea nimic, nici atunci. Dacă era curat, tot căutai altceva după aia, nu? Era o luptă continuă în exterior. Era, de fapt, o căutare continuă să-ți aducă mulțumire. Când, de fapt, totul era la tine în interior. Da. Totul era de la mine, așa este. Și știi ce este de interesant și așa? Că știa și conștientizam și totuși le făceam. Deci la mine acum, probabil așa a trebuit să ardă cumva, să nu-mi dau seama de ce. Nu a fost deci, momentul, cred că. Deci a fost o vindecare care se întâmplă pe etape. Ce ai fi făcut de... Că dacă nu mi-a dat bol, nu mi-a dat, probabil că asta, să mă ducă cu plâng. Dar cum l-ai citit tu sau l-ascultai pe Marți de 7 ani și abia acum a avut aplicabilitate ce spunea el în trecut? Cum te-ai întors la el? Poți să ne spui o leacă firul? Cum? Păi, dar eu nu l-am pierdut deloc, că eu i-ascultam toate emisiunile pe unde mergea și așa, eu l-ascultam mereu. Dar probabil tu știi. Ego-ul meu nici nu auzea cu lucrurile astea să-l vezi, să spui la omul din față Dumnezeu. Acum, de când cu grupul, de când a făcut primele emisiuni, făcea el prin tren, prin autobuz, prin... Da, da, da. Și am zis, ia mă, să zic și eu așa, să văd ce se întâmplă. Și cu toate că vedeam unele, le făceam. Cum am zis cu pakistanezii, cum am zis cu soțul cu țigăte. Că ego-ul vroia să zică, a, păi da, ce, nu ți-ai răspuns? Păi asta-i și spuneam, mi-ai promis că bla, 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 n-ai făcut nimic, plec, te las. Până mi-a zis, pleacă și lasă-mă. Oh, câtă bunătate, câtă bunătate, nu vine să cred. Da. Deci numai Dumnezeu mă salvează. Dar eu și spuneam lucrurile astea, spuneam așa că numai Dumnezeu mă salvează. Nu știu de ce. Și aveam multe, uite, aveam și, am avut și o experiență așa din copilărie, cum zice domnul Marius, de exemplu, mi-aduc aminte, ți-am zis că nu mi-aduc foarte mult aminte, copilăria mea ca și ștearsă cu buretele, dar de ce nu știu, dar mi-aduc aminte că mă trezeam când eram mai micuță, nu știu să zic câte ani aveam, na, eram mărișoară, mă gândesc, nu eram foarte mică, și stăteam așa, ieșeam afară, că sunt dintr-o familie săracă, aveam și noi o căsuță acolo. Și ieșeam așa la soare și mă uitam așa în gol și simțeam starea aia așa de fericire. Mi-aduc aminte și eram cu ochii deschiși, dar parcă nici nu clipeam, parcă nici nu vroiam să ies din starea aia. Și acum îmi dau seama, atunci era în Dumnezeu.
parcă nu aveam niciun gând, parcă, cum zice domnul Marius? Starea că... asta o simți și acum? Simți starea nu asta? Nu, am pierdut o stare aia. Nu am mai simt. Dar lucrez la ea, că de fapt... Lucrez la ea, prin astea, da. Să... Na, cel mai... am reușit să fac lucruri așa, să mă... Să mă detașez de mâncare, să mă abțin, să pot să fac. Și chiar dacă... Păi farfuria cu vârf cu pulpe pe masă, pot să nu mănânc, nu am nicio treabă. Da, hai să te întreb ceva, că uite, mi-a venit ca o chestie acum, o conștientizare. Tu ești acum în acceptare față de copii și de soț. Dar cum spunea bine Cristina, că dacă n-ai toate ingredientele în supă, nu se face supa. Tu cum ești în acceptare față de toți bărbații care vin spre tine sau despre toți copiii, adică restul lumii, în afară de ai tăi, de acasă, de familie, cum ești cu toată lumea în jurul tău? Da, cu, la mine a fost, na, ascultând și cu cei din afară, foarte ușor, mult mai repede am acceptat. Ăștia apropiați foarte greu, la mine a fost invers. A fost invers, ok. Da. Deci și cei care îți dau de muncă în afară, sau care... Nu, în afară nu e... ușor accept. Nu, chiar că nu judec, nu... Mai ales acum, nu. Chiar asta spun, uite cum se manifestă Dumnezeu. Și merg pe stradă și mă minunez așa. Eu lucrez mult mai departe, merg cu mașina vreo 30 de kilometri, depinde, și merg așa și spun, uite ce frumos, uite ce luminițe și-a pus Dumnezeu la mașinuță. Ei, am ajuns și eu să iau paianjine cu mâna și să-i dau afară. Ah, ce tare! Wow, frumos! O gânganie frumos. Sau o... Le, știi, tot ce mișcă, dacă văd, na, că faci bine mai întâi și grăbești, poate că ai fi mai tras, na, fără să văd sau ce. Dar dacă și știi cum spui, ei, Doamne, ce cauți aici? Dar la ce? Mai e ceva care te lucrează? Mai e ceva care nu înțelegi? Sau... Că acum, că pentru mine e clară ce s-a întâmplat. Ai luat programele de la mamă și le-ai continuat și acum le deprogramezi, unul câte unul. E foarte clar. Că de asta ți-ai și schimbat comportamentul față de soț, ai văzut Daniel acum probabil mult mai bucuros, se joacă probabil, că ai zis că se joacă pe tetris, probabil ca un copil și el se vede că da. E liniștit. Da, el e foarte liniștit, nimic nu-mi zice, nimic nu mi-a zis vreodată, nici dă-te mai încolo. Ce am zis eu aia? Nu. Te credești pe tine în interior? Ai, adică ești în acceptare totală și cu tine? Da, nu mai. Dacă nu ți-am mai. Zis acum de la COVID-ul ăsta, de la boala asta, mă rog, ce cu o gripă mai că mai fost arătită mai puternic. Și am observat că îmi cădea părul și înainte, dar îmi cade acum foarte des. Și știi ce spun, Maria? Dacă, Doamne, vrei să te manifesti cheală, o să mă cheală să văd. Nu mai mă deranjează. Chiar mă gândeam, nici să nu mai mă vopsez, nici. Am, la ăstea pot. Bă, nu am reușit cu fustele, cu astea nu am reușit, că na, nici nu am, dar nu-mi cumpăr haine, nu. Și uite, am realizat că soțul așa a fost. El o pereche de pantaloni și tot timpul îi ziceam, bă, să nu ții și tu o haină, să nu vrei să arăți, să... Ego-ul meu, îți dai seama. El nu, nici nu. El numai pentru noi era și cu mâncatul. La noi a fost invers. Nouă ne dădea ce era mai bun, el mânca ce rămânea și ce... Ți-am zis, e înger, mare înger mi-a dat Dumnezeu. L-am terminat. El a venit special pentru mine. Gândește-te. Cât m-a iubit pe mine Dumnezeu. Și pentru copii, pentru că tu dădeai și pe copii, nu era? Și erau patru generații înainte, care, cum spune și Marius, că tu când ataci foarte tare, tu nu este numai generația ta, urmează patru generații înainte. Deci îți dai seama ce fantastic este că ai ajuns la mare și ai putut să schimbi cărma tuturor generațiilor din trecut. Tu acum faci curățare pentru toți. Nu știu, să dea Dumnezeu așa să fie. Eu sunt determinată, sunt hotărâtă. Ce să mai, cum zice Alice? Nu mai am timp, gata. Da, când ne luăm pe zuganul în dinți.
nu mai e timp deloc. Ca și Inuța din Franța, ai văzut și ea la fel, a plecat de la restaurant de lux și acum este menajer în Franța. Păi nu-i fantastic? Și uite și tu ce bucurie și la ea. Nu mă deranjează deloc. Păi acolo e frumos, când te lași mereu și nu vrei nimic. Lucrez pe Dumnezeu. Cum zice domnul Marius, vă numai... Asta e greutate ce fac când am toate... Îi curăț garajul, trag cu aspiratorul frunzele în aspirator din garaj. Ce-i greu? Au niște case de lux. Nu, ce muncă fac eu? Ha? Dar cum îi vezi pe oamenii care sunt în lux? Adică cum observi atașamentul ăsta de material? Cum l-ai văzut din perspectiva ta? Da, eu cum vroiam să scap și așa de lucruri și așa, zic, Doamne, m-ai adus plin de lucruri. Puhoi de lucru și cumpără continuu, cel puțin că am acces la case de lux am, nu am case rele, de lux. Mm-hmm. Știi ce e la luxul, da? Da, îl cunosc bine. Și mă uit așa că eu tot am încercat să fac și mai multă treabă și să le fac, știi? Și am ajuns în garaj să le fac și fără să-mi zică ei, fac eu. Și mă uit, Marian, cumpără băuturi, mâncăruri, tot felul din astea, atașament, care toate lucrurile alea și expiră. Și e o lecție și pentru mine, că eu ziceam că mult, că eu nu iau acum. Eu de când eram magazinul am experimentat cu reținerea asta. Deci eu aveam toate bunătățurile și nu mâncam. Nu mâncam carne deloc. Mhm. Nu beiam sucuri care... Nu beiam nimic băuturi, nu uite așa la ei. Și, deci e un atașament mare de material. Au pline de lucruri, nu se detașează de nimic. Aglomerație mare, băgat acolo, adunate. Ce frumoasă oglindă s-a dat. Da. Foarte frumos s-a dat. S-a dat exact opusul ca să nu faci. Eu nu judec. Eu îi accept. Observ, nu judecă nimeni. Noi observăm. Adică observatorul e cea mai puternică formă a conștientizării. Numai cu el putem să lucrăm cel mai bine. Rămân singură, le deschid și dulapurile, mă uit așa și nu mănânc, știi? Câteodată ego îmi zice că să iau și eu ceva. Nu, n-am luat niciodată nimic. Mă pot abține. Și mă uit așa, sunt atașați de material și mănâncă lucruri proaste, ce mâncam și eu, că doar eu nu mâncam eu. Na, dar pot să spun că mai m-am abținut, mai am pot cu asta, cu mâncarea. Dar cu atașamentul față de oameni, cum ești, de suflet, ești ok acum? Accepți orice? Păi acum oricând. Dacă am putut eu să accept pe fiica mea așa cum e, îți dai seama. Nu, și pur și simplu, da, uite, chiar că, uite, acum realizez că nu mai văd cum o vedeam. Mm-hmm. De fapt, am ajuns eu acum, cum am văzut-o. S-a dat exact oglinda, ai văzut? Da, seama, că am văzut-o cum o vedeam. Dar fii atent, ce interesant că nu mi-ai dat chiar din prima, că eu o vedeam așa de mai mult timp până mi-a dat. Deci ai așteptat să o critici cumva, adică cred că nu a fost... Am criticat-o în interiorul meu tot și o criticam și la alții, că vorbeam cu soacră și spuneam că e slabă, că cum arată, că... Știi? Te plângeai și la ceilalți. Da. Fără să-mi dau seama, cu toate că cunoșteam învățăturile și... Dar nu le aplicai. Da, cu ea a fost cel mai greu. Ți-am zis, cu străinii nu prea am acceptat ușor. Dar cu ea am avut un mare atașament față de ea. Dar cum de ți s-a făcut declicul? Adică de la pakistanezi am înțeles că nu e mai judecat, dar cum s-a făcut declicul acasă la tine? Că am înțeles că pe străini îi acceptai cumva că erai cu ei. Dar acasă, cum de ți-ai dat seama că trebuie cumva să te schimbi față de ei? Ce ți-a apărut? Sau s-a făcut automat? Ți-ai dat seama? Păi mi-am dat seama că dacă tot vă ascult, tot vă așa, tot am pus în practică
mi-a dat și să stau 10 zile să nu mănânc, să nu beau, să am văzut cumva moartea cu ochii, că am zis, Doamne, vrei să mă iei? Ia-mă, că accept. Păi, deci te-ai lăsat, de fapt. Ai lăsat. Păi... Deci de la covrigel ți s-a tras, de fapt, de la coviduță. Cam de acolo am început să nu mai acceptare completă. Aha. Când nu-i treaba mea. Aha. Deci ai văzut fundul iadului când a venit și abia de atunci, te-ai... Fica, că așa puteam cu oamenii, ți-am zis experiențe și nu mi-aduc aminte toate, dar... Dar cel mai mare atașament la mine cu fiica a fost, fiica cea mare. Deci, cum spune Florentina foarte bine, că dacă nouă ne este bine și nu avem nimica de lucrat și nu suferim, nu avem ce să învățăm. Nu, nici nu ne interesează. Da, experiența mea, ce vrei alta? Da. Că și m-a lăsat încă. Că eu judecam de cânhău. Că vezi, Doamne, e slabă ea și moare de foame, n-are ce mânca. Cine sunt eu? Moare de foame, că nu mai e Ioana lângă ea, nu? Adică ego. Vrei să fii cum vrei tu, după standardele tale. Nu spală vasele, cum zic eu. Wow. Și cum e relația ta cu fetele acum? Păi să spun, cu cea mică e foarte ok. Cu toate că s-a dus și pe ea unele care le observ. Dar înțelege cea mică, mică, care are 23 de ani. Mm-hmm. Înțelege, știi? Uite, pot să dau un exemplu concret acum recent. Duminica trecută a avut accident. Bianca o cheamă. Mm-hmm. Și mai mă auzi? Te ascult, da, te ascult. A avut accident cu mașina, că n-a văzut semnul. Și a intrat într-o fată, era singură. I-a băgat ușile, n-a fost accident mare, nu pe autobandă, în Atena locuiește ea. Și, na, spun de mărunțișuri ca să fie povestea înțeleasă cumva. Și am sunat chiar atunci când a avut accident. Eu, na, lucrând cu mine știu lucrurile astea, eu prima dată am întrebat, o sunteți bine, nu știu ce... A pățit, nu-i totul în neregulă, n-am văzut semnul, ok. Și, în fine, mașina m-a încurajat-o, nu contează, o repar, se repară tot, la cealaltă îi face asigurarea. Și vorbind cu ea după vreo 2-3 zile, mai înainte de asta, ea are o prietenă foarte bună care stă la ea acum, vreo 6 luni o să stea la ea, dar ea au stat la părinții, la prietena asta mereu, că ea merge, noi locuiam în Argos, într-o zonă, cum să zic, locuiam mai departe de Atena, vreo oră de mers pe autoban. Și acum fata asta stă la ea cu prietenul, ca să înțelegi, mă rog, și ea stătea la părinții ei și atâta, o iubește ca pe fica lor. Așa. De toate, fără bani, fără... Dar eu spun niște mărunțișuri să se înțeleagă povestea. Da. Înainte de accident. Îmi zice Bianca, a venit factura de la Lumină 90 de euro. M-a încertat un pic cu ghele, zice Bianca. O pun la plată, îmi zice. Că ei lasă becurile, nu așa, bla, 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 bla. Și eu îi zic, tu, Bianca, las că-ți trimit eu 90 de euro să plătești Lumina. Ea îmi zice... Nu, 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 ego-ul ei, știi? Mm-hmm. Te faci cum vrei tu, am fost de acord. Ei, dar acum, când a făcut accidentul cu mașina, i-am adus aminte. Mm-hmm. Învățătorul lui Marius. Nu știu cât a priceput. Dar ar fi o idee, ar fi bine să-l asculte și apă, Marius. Ea tace și înțelege că eu îi spun multe lucruri din astea, nu toate le înțelege și așa, mă rog. Că eu cunosc acum grecii, că se dă după mentalitatea lor. Cum zici, te lipești unul de altul, cum e unul, așa se întâmplă. Wow. Și i-am zis, nu era mai ușor dacă îi plăteai 90 de euro Lumina și nu mai făceai accident? Zic, toate lucrurile astea trebuie să dăruiești, îi spun, știi, spun așa,
Taci și ascultă, zice că da. Și mai și zic, mai ales că ți-i trimiteam eu, nu-i plăteai de la tine. Era, da. Dar tu n-ai avut nicio critică la adresa lor în perioada aia, nu? Adică nu are... Mai am, numai eu... Nu, ok. Bine că sunteți bine, bine, eu nu am avut critici. De ce au fi făcut accidentul? Că am înțeles. M-am gândit, așa, poate că mai am și stil și nu-mi dau seama. Nu pot să zic eu chiar că sunt perfectă, că învăț în continuare. Mm-hmm. Știu eu. Vreo frică acolo, vreo... Nu știu ce să zic. Eu lucrez să văd pe Dumnezeu în tot și în toate. Asta da, e bine că dai... adică oricum ele simt energetic schimbarea ta când o faci și copiii se schimbă automat cu schimbarea mamei. Deci automat se face, nu? Adică vezi și tu, odată ce te-ai schimbat, se schimbă și soțul, se schimbă și copiii, se schimbă toată realitatea. Am văzut multe lucruri din schimbare și așa. Da. Și cu fata cu cea mare, cum ești? Ai spus de cea mică, dar cu cea mare, cum ești? Cu fata cea mare am lăsat-o în pace, cum vrea ea, nu mai m-am băgat deloc. Dacă mă sună, e bine, dacă nu mă sună, iar e bine. Mm-hmm. Nu e treaba mea. Am înțeles. E fantastic. Fantastic să aud că cât aplicabilitate au învățătorul lui Marius în orice poziție. Da. Este, da. Și le vedem doar atunci când aplicăm. Când efectiv stăm și aplicăm fiecare lucru și vedem de fapt cât de simplu este când începem să efectiv să aplicăm. Da, e foarte simplu și ușor. Da, și e starea asta de pace, nu? Care o simți și tu? Este starea asta de liniște care este neperturbată și este nelumească, nu este de aici, de pe planeta asta. Simt așa o stare că n-am crezut vreodată, sau ego n-a știut vreodată că există realitatea asta. Așa de blândă și suavă și bună și inima e mereu pregătită să ajute, să sară, să se lase mereu. Da. Deci cum? Și eu ce pot, îi las să treacă în fața mea. Chiar azi am fost la market, că m-am dus singură, că soțul a lucrat și așa, și am lăsat pe toți să treacă în fața mea, să bucurau și așa, și până la urmă nu s-a mai așezat niciunul după mine, că trebuia să trec cu căruță, chiar râdeam așa. E minunat, înțeleg? La toate casele, ei, nu e fantastic? Foarte interesant. Da. La toate casele erau pline cu căruțuri. Și prima dată am lăsat pe cineva, avea vreo două lucruri în mână, un bărbat cu un copil. Pe urmă s-au mai așezat doi bătrâni în vârstă, m-au întrebat că sunt eu la rând și am zis că da. Și când s-a făcut loc să treacă, eu le-am zis, treceți dumneavoastră, mersi, așa se zice în franceză, mersi, mi-au mulțumit. Și după mine nu s-a mai așezat nimeni, Marian. Dar chiar că până am plecat nu s-a mai așezat nimeni și la celelalte erau mai casă. E foarte, foarte magnific, multe lucruri. Dar starea asta cât s-a întâmplat, după ce ai făcut un gest așa cât de mic, cum te-ai simțit? Ai văzut și tu ce fel de... Râdeam așa în sinea mea și zâmbeam. Și mă uit așa la oameni, că sunt foarte posomorâți și zic, uite și pe Dumnezeu. Eu așa le zic la toți acum. Da. Dacă și mașinile... Asta, când merg pe autobandă și vezi cum sunt multe mașini, locuiesc în Bruxelles, aglomerație și zic, uite câți Dumnezei! Autobandă. Da, în mașini, Dumnezeii le conduc, nu? Că să văd luminițile așa frumos pe partea aia care îți vine în fața albe, pe partea mea roșii, farurile din spate. Da, așa îmi zic, da. Interesant. Deci trăiești magia creației. Mă uit așa, am niște clienți care am o clientă de 90 de ani și cum îmi scrie una, îmi zice că sunt Dumnezeul ei, că mulțumește, că-i curăț. Că... Înțelegi? Doamne ce! Și mă uit în ochii lor și le văd așa strălucirea și bunătatea și chiar că-s Dumnezeu. Da, te vezi pe tine, asta este, te vezi prin ei pe tine. E magnific. Da, este bucuria ta care o vezi să... Se revarsă în ei cum ar veni și vine înapoi spre tine.
De asta îi vezi așa bucuroși. Că ai văzut, când suntem în ego, nu vedem pe nimeni, vedem totul în întuneric. Da, nu mai vezi ce să mai vezi. Am fost până de recent, îți dai seama. Deci la tine e recent acum să schimbări de asta, cred că e... Adică a fost treptat, dar acum au intrat așa pe accelerat. Da. Deci mine știi că a fost, eu tot schimbam cu o poveste a lui domnul Marius. Am să mă reîntorc. La mine tot se reîntorcea, cădeam în el, tot se reîntorcea, înțelegi? Făceam eu lucruri, schimbam, nu știu ce, tot se reîntorcea, cădeam în el. Da, da, e un proces. Cădem, ne ridicăm, cădem, ne ridicăm. Da, dar acum am observat la mine stare și bine că mai am de învățat, dar fac și eu. Uite, de exemplu, azi nu m-am dus la market cu mașina, m-am dus cu autobuzul. Și am mai încurcat și drumul, am coborât cu o stație înainte și am tras de căruțul ăla și am mers și zicea, da, ce frumos, capra asta singură. Fac și eu lucruri de asta, stau în picioare. Bine, tu m-aș duce și pe jos la serviciu, dar nu poți să mă duc pe jos 30 de kilometri, dai seama. Da, da. Eu, de exemplu, în fiecare zi pe jos, dus întors, în fiecare zi. Mi-ar place. Dar, da, pentru că pe stradă vezi oamenii cum sunt și efectiv vezi și nu mai stai între patru pereți și vezi exact... Observi pe Dumnezeu mai în detaliu. Da. Mai de aproape. Am aplicat și eu asta. 6 luni am stat acasă și stau lângă un parc foarte mare și mergeam și mă minunam și... Da. Dar vreau să zic că dacă era soțul acasă, eu oricum nu vroiam să merg deloc la market. Că m-am dus pentru el, că a vrut vreo 2 lucruri să-i cumpăr. Dar i-am zis, eu nu mă duc cu mașina, mă duc cu autobuzul. Dar a fost interesant. Că, cum zice domnul Marius, că să mă scad. Că n-am mai fost de mult cu autobuzul și am uitat, am coborât cu o stație mai înainte, am încurcat și drum și am tras de căruțul ăla și am mers și mi-a trebuit să-mi pun ghipințul, că nu mai știam să ies după acolo. Nu cunosc, suntem noi aici. Ai frumos să nu cunoști, e frumos să fii într-o lume din asta necunoscută și neprogramată. M-am bucurat, treceam de căruț, nu aveam nicio treabă. Da, e foarte, foarte, foarte frumos. E excepțional că trăiești stările astea și că le poți împărtăși cu noi. Cum ai spus, învățăm de la fiecare de pe canal și eu mă regăsesc în toate experiențele. Nu văd o experiență în care să nu mă văd pe mine. Deci îmi dau seama că cu cât vedem mai multe unghiuri, cu atât ne cunoaștem mai bine pe noi și acceptăm pe ceilalți mai ușor. Și este minunat să iubim. Așa este, de ne-am deschide toți, așa este. Și eu am observat, în toți mă regăsesc și văd așa, în toți. Da, și îmi vine așa să vă îmbrățișez pe toți, să vă iubesc, să vă iau așa pe toți, să vă iau în brațe așa într-o oră. Zic, Doamne, unde ați fost tot timpul ăsta? Vă mulțumesc. Să ne întâlnim odată. Da. Da, da. E superb ce se întâmplă. Și că am ajuns la învățătura asta, care chiar e pentru mine că este unică în lume. Sufletul îmi spune că n-am mai spus-o nimeni, pentru că și din experiența mea am trecut prin atâția chipurile guru și toți care n-au nicio aplicabilitate. Mi-am dat seama că a trebuit să mă dau cu capul de toți pereții ca să ajung aici. Dar bine, mi-a făcut bine. Nu pot să spun că nu trebuia, dar am văzut că numai la Marius are aplicabilitate. Înainte lucram cu mine, dar eram, cum spune și Cristina, era Tom și Jerry, nu știam ingredientele, știi? Trebuia să le căutăm de unii singuri, fără să știm ce e bine și ce e rău, știi? Adică să vedem ce funcționează, de fapt, nu ce e bine și ce e rău. De fapt, să vedem ce are aplicabilitate din toate, știi? Din toate chestiile care ne s-au spus. Și de multe ori când făceam meditații, când făceam tehnicile astea, da, mă îndepărtam mai tare de el. Și nu știam, credeam că mă apropii, dar de fapt mă îndepărtam. Se întărea ego mai tare, mai tare, mai tare. Și atunci era și mai mare rebufnarea. Deci eram ca o butelie încinsă mereu. Abia așteptam să atac. Și asta mi s-a întâmplat cu partenerul. De 15 ani l-am criticat în fiecare zi și eram exact în magazin, unul lângă celălalt și nu ne acceptam. Nu, de fapt nu l-acceptam eu pe el.
credeam că el trebuie să se schimbe mereu și așteptam el să se schimbe și să fac el schimbarea, dar eu la mine nu l-acceptam că era Dumnezeu, că n-am știut că este Dumnezeu. Niciodată n-am realizat chestia asta, știi? Eram pe modul automat să atac, credeam să mă apăr. Și era modul pe care am fost învățați și am fost programați. Am fost și lingvistic, am fost programați pe toate nivelele. Și acum îl iubesc ca pe tatăl meu. I-am spus zile trecute, te iubesc. Dar a fost un te iubesc care și el a fost șocat, că nu l-a auzit niciodată de la mine. Și am zis, lasă că să fac eu asta, să fac eu primul pas. De ce mereu să așteptăm de la celălalt să facă ceva pentru noi? Noi suntem cei care trebuie să dăm iubire, atât. Este vorba numai despre noi. Și atunci s-a schimbat. S-a schimbat și el, cu toate că el a trecut și el prin traume, la două divorțuri. Este tipul care e nemulțumit din orice, deci oricât de bine merg lucrurile, tot este o nemulțumire undeva. Și mi-am dat seama că și în poziția trebuie să-l iubesc pentru că are nevoie de mai multă iubire ca toți ceilalți. Adică acolo trebuie noi să lucrăm. Cel care ne face cel mai mult rău, el e cel mai mare profesor. Din ăștia ne trebuie, cât mai mulți corectori din ăștia. Și mi-am dat seama că de la el am învățat cel mai mult. Și să inversăm, Marian, să inversăm invers. Vezi la judecată, să găsești, cum spune domnul Marius, să găsești 10 lucruri bune. 10 lucruri bune, da. Dar uite, vezi, când ești în ego, nu găsești nimica. Îți vine să-ți dai 10 pumni în cap. Unde? Ce să găsești bun? Că abia aștept să-l... Ești pregătit de atac. Nici nu mai ai timp să te mai gândești. Nici cuvântul bun nu este în dicționar. Da, așa suntem. Când te calmezi, să pui pe hârtie acolo, cum am făcut și eu și alții. Și știi care e chestia și cu calmatul ăsta? Și calmatul ăsta, că este fără acceptare, tot nu are nicio finalitate. Eu eram calm, eram zen, eram în meditație, dar când aveam critica aia în interior, cu toate că eram calm pe din afară, mai rău îl ricroșam. Mai rău făceam. Săream mai tare la gâtul lui. Îmi venea să-l mușc de beregată, cum zice Alice. Deci așa îmi venea să fac. Dar îmi dau seama că... Da. Așa făceam și eu. Dar eu făceam cu cei dragi, era mai periculos. De-aia spun că pe mine mă iubește Dumnezeu mai mult. Ca... Păi ne iubește la fel, cred. Ne iubește la fel. A fost mai îngătuitor, probabil, cu tine, că... Probabil atât am putut să duc, nu știu. Da, ți-a dat exact ce trebuia să ai. Știi? Acum, cum străin... Dar Dumnezeu sunt toți, dar e mai dureros în familie. E mai dureros în familie pentru că ne permitem mai multe cu ei. De asta. Păi, despre asta e vorba, eu în familie. Da. Acolo atacam fără să ne mai gândim. Acolo dăm direct. Da, atunci mai grav, mai... Da. Îți mulțumesc, uite, am ajuns și eu acum aici. Care a fost, chiar mai facem binare dacă vrei despre comportamentul copiilor, o să mai, dacă mai găsim așa vreo temă de vorbit, să oricând îți dispus să facem. Eu sunt așa, nu simt nevoia să scriu, dar dacă vrei să vorbim și să povestesc, da, nu am nicio, pot să spun orice, nu mai mă deranjează nimic. Super, facem. Nu mai am niciun secret. Cel mai mare lucru care l-am putut face posibil, pot să spun, nu mai. Deci am ajuns tot ăla. Da, și am făcut foarte multe. Nu multe. Multe. Au fost ok. Adică au fost experiențe. Le vedem eu, dar sunt experiențe, da. Experiență, nu-ți greșele, sunt experiențe și n-avem ce să iertăm că trebuie doar ne schimbăm noi comportamentul și se schimbă toată planeta odată cu el. Doamne ajută. Da, îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, Marian. Serviciu și... Mulțumesc. Te îmbrățișez, mulțumesc. La fel.